Iubitorii teatrului și nu numai ei au venit miercuri seară să vadă piesa scrisă de Lucia Verona și jucată în premieră la Giurgiu. Veniți des la teatru? Da, ca dramaturg vin, am văzut toate piesele noastre de ultimii 3 ani de zile. Da, de câte ori zi e teatru, îmi place foarte mult. Majoritatea spectacolelor vin în fiecare dată. Ar trebui și mai mult, dar vin, de obicei vin. Îmi place și îmi doresc foarte mult cât mai mult acest teatru să fie al orașului nostru. Printre spectatori am întâlnit-o și pe jurnalista Gabriela Firea, care a venit special la Giurgiu pentru a fi alături scriitoarei Lucia Verona. În Giurgiu acum și sper să nu fie prima și ultima oară, m-aș bucura să mai fiu invitată. Am venit în această seară să văd piesa Secretul Atomic. Eu am citit cartea, doamna Lucia Verona este prietena mea de 24 de ani și am vrut să o încurajez acum la debutul în Giurgiu și ne-am bucurat foarte mult ca luna viitoare să fie pusă în scenă această piesă și în voluntari. Opera semnată de Lucia Verona în anul 1997 a prins contura așadar, iar cu ajutorul actorilor Violeta Teașcă și Pavel Bârsan, cele două personaje din carte au prins viață. Premiera pusă în scenă s-a bucurat de un public numeros, dar și de aplauzele spectatorilor. Veți găsi cu siguranță un pretext, o explicație, o vorbă de duh pentru a repotoli curiozitatea. Cred totuși că este mai bine să discutăm așezați în fotoliu. Haideți un paharel, vă faceți cam un pic puțin la față și vreau să fiți în formă. Mulțumesc, ceea ce vă voi spune nu este ușor de înțeles. Nici măcar ușor de ascultat. Spectacolul Secretul Atomic a fost prezentat în premieră pe țară miercuri în cadrul studioului experimental. Aceasta a fost cea de-a 30-a piesă pusă în scenă la Giurgiu de când la conducerea instituției culturale se află Mircea Meionescu și a 28-a piesă românească. Spectacolul de miercuri a debutat mai întâi cu o lansare de carte la Cafeneaua Artiștilor.